Capitolul 14. Vasul nu era prea departe și nu le-a luat mult să-l găsească. Era înghețat într-o poziție înclinată și avea un aer șters, fantomatic în lumina lunii, iar prora se ridica către cer, cu velele sfârșiate, atârnând zdrânțuite. Lemnul putrezit, năruit și găurit. Rece și nemișcat în lumina stelelor, vasul părea o creatură moartă, un schelet, poate chiar un vas fantomă. Vai, făcu Shay, e extraordinar! Se întoarse și rânji către ceilalți. Să fii explorator e cel mai minunat lucru din lume, nu-i așa? Toată lumea fu de acord că vasul era magnific, dar el nu era prins în mijlocul unei întinderi vaste, extinse de gheață așa cum se așteptaseră. La început, stela se gândi că era fixat de marginea unei stânci, dar apoi văzu că nu era o stâncă, ci un val care înghețase exact când atinsese înălțimea maximă. O scară urca pe toată înălțimea cocii, iar treptele străluceau din cauza gheții și întreaga construcție părea întrucâtva instabilă. Voi credeți că e sigur? Întrebă Iten privindu-l suspicios. Valul e înghețat zdravăn, spuse Shay. O să fie bine. În plus, pare că e singura noastră opțiune. Ridicară rapid un cort suficient de mare încât să încapă animalele, apoi cei patru exploratori apucară una dintre frânghiile de alpinism și o legară fiecare în jurul taliei, așa încât să formeze un lanț. Shay era primul, apoi Stella, urmată de Ethan și în cele din urmă de Benny. Benny, pune-l deoparte pe Aubrey, spuse Stella, observând că el ținea narvalul sculptat strâns în palmă. Nu poți să urci scara dacă îl ții în mână. După ce au verificat dacă nodurile erau bine strânse, au început să urce treptele înghețate și și-au croit cu grijă drum până în partea de sus a vasului. Nu păruse atât de înalt privit de jos, dar acum îi se părea cu adevărat înalt, amețitor de fapt, și trebuia să se forțeze să nu se uite în jos pe măsură ce urca pas cu pas și se ruga să nu alunece de pe una dintre treptele înghețate și să-și rupă gâtul. După o vreme ce păru o veșnicie, Shay ajunse în partea de sus a vasului și își făcu loc peste bord. Auzi o izbitură când cizmele lui de zăpadă atinseră puntea. Apoi le-a întinse mâna celorlalți să îi ajute și pe ei să urce. Stella nu-și imaginase că avea vreodată să se simtă atât de fericită să pună piciorul pe teren solid. Împreună cu Shay, îl ajută pe Ethan să se cațere și el peste margine. Ei bine, a fost un lung... Începu el, dar nu reuși să continue, căci funia se tensionă brusc, fiindcă Benny alunecase de pe scară. Greutatea lui îl izbi pe magician de bordul vasului, apoi îl răsturnă peste cu o izbitură puternică. Forța greutății lor îi trase și pe el și pe Stella de-a lungul punții și se loviră amândoi puternic de bord. Stella își fixă bine cizmele de zăpadă, strânse din dinți și își încordă brațele ținându-se strâns. Shay făcu la fel și reușiră în cele din urmă să evite să fie trași peste bord împreună cu ceilalți. Stella îl auzea pe Ethan și pe Benny cum se agățau teribil și se bălăbăneau neputincioși deasupra hăului care se căsca sub ei. Lord Rupert Randolph, gâfâi Benny, a suferit o căzătură mortală după ce coechipierul i-a retezat funia pentru a... Îți tai eu funia dacă nu încetezi! Izbucni Ethan înainte de a striga la ceilalți. Pentru numele lui Dumnezeu, ridicați-ne! Încercăm! Îi strigă Shay înapoi. Împreună, el și Stella se ridicară cu grijă în picioare, ținură strâns de funie și traseră de ea până când Ethan ajunse din nou sus. Shay îl apucă de mantie și îl trase pe punte, înainte de a face același lucru și pentru Benny. Toți patru gâfâiau, iar puntea din lemn scârția sub greutatea cizmelor lor. Ethan se întoarse imediat către Benny. Care-i problema ta? Mârâi el. Ce explorator e acela care nici măcar nu poate urca o scară? Îmi pare rău, se scuză Benny, ținând strâns în mână narvalul sculptat. Obriu mi-a înlecat din buzunar. A trebuit să dau drumul scării ca să... Glumești! Bubui Ethan, fixându-l cu o privire rece, neutră. Cred că glumești! Nu poți să vorbești serios când îmi spui că ți-ai pus viața în pericol și ai pus-o și pe a mea pentru o jucărie din lemn. Nu e doar o jucărie, protestă Benny. Este... Dar nu mai apucă să termine fraza pentru că Ethan îi smulse narvalul din mână și înainte ca oricine să-l poată opri, îl aruncă peste bord. Acum era aici, acum nu mai era, înghițit de adâncurile vaste de sub ei. A urmat un moment de liniște totală. Benny s-a holbat amorțit în direcția narvalului evaporat,
Apoi și-a dezlegat funia din jurul mijlocului, s-a întors fără vreun cuvânt și a plecat în direcția punții de comandă, închizând încet ușa în urma lui. În clipa următoare, Stella s-a repezit la Ethan. Pur și simplu nu s-a mai putut stăpâni. L-a lovit fără milă cu pumnii și picioarele. Magicianul a încercat să se eschiveze, dar funia care îi ținea strâns împreună făcea imposibilă orice evadare. În cele din urmă, Shay a prins-o de talie și a tras-o înapoi. Stella, te rog, calmează-te, spuse el. Ești nebună, rosti Ethan. Știi asta, nu? Ești complet nebună. Ești cea mai oribilă persoană pe care am putut să o cunosc vreodată, țipă ea. Aproape a murit din pricina prietenului tău idiot și a jucăriei lui, răspunse Ethan complet consternat. Tatălui Benny, el sculptase acel narval, spuse Stella. Ethan ridică din umeri. Și mai poate face altul? Mare lucru! Tatălui lipsește de 8 ani, zbieră Stella. A pornit într-o expediție peste podul negru de gheață și nu s-a mai întors niciodată. Narvalul era cel mai prețios lucru pe care Benny îl avea. O clipă Ethan rămase șocat, apoi se încruntă și spuse: ei bine, doar un nebun ar încerca să traverseze podul negru de gheață. Oricine știe că de acolo nu se mai întoarce nimeni. Și doar un idiot și-ar lua cu el cel mai prețios obiect într-o expediție. Cum se presupune că aș fi putut să știu asta, nu sunt? Ești cel mai groaznic coechipier din lume, i-o reteză Stella. Ești egoist, ești crud. Pun pariu că e motivul pentru care fratele tău nu a venit în această expediție. Cred că nici el nu suportă să fie în preajma ta. Orice urmă de culoare se scurse din obrajii deja palizea lui Ethan. Și o clipă, Stella crezu că nu avea de gând să mai zică nimic. Dar în cele din urmă spuse aproape șoptit: fratele meu nu se află aici, pentru că a murit pe marea tentaculelor otrăvitoare. Stella nu avea cum să se simtă mai prost decât dacă ar fi primit o palmă din partea lui. Vinovăția îi invadă întreg trupul, fierbinte și îngrozitoare. Felix știa de fratele lui Ethan, își dăduia seama, de aceea îi ceruse să fie drăguță cu el, de aceea vorbise despre bătălii, despre lucruri care ea nu știa. Ar fi atât de dezamăgit de ea dacă ar fi auzit ce tocmai îi spusese. Stella se detesta și își dorea să-și poată retrage cuvintele. Ethan, n-am vrut să spun asta, începu ea, dar magicianul plecase de lângă ea, strângându-și capul în pumni. Dumnezeule, am cea mai teribilă migrenă din cauza voastră. Ești bine? Întrebă Shay încet. Bine? Repetă Ethan, uimit. Își lăsă brațele în jos și Stella ai văzut limpede nările fremătând. Cum aș putea să fiu bine, idiotule? Nu m-ai auzit spunând că fratele meu a murit? Tu ai fi bine dacă ai fi în locul meu? Nimic nu va mai fi bine vreodată pentru mine și familia mea. Îmi pare rău, începu Shay. Își întinse mâna ca și cum ar fi vrut să-l prindă pe Ethan de umăr, dar magicianul îl împinse. Să nu îndrăznești să-ți fie milă de mine, spuse el și ochii lui străluciră în lumina rece a lunii. Părea livid. Nu am nevoie de mila ta și nu vreau nici prietenia ta. Vreau doar să trăiesc suficient de mult încât să termin această expediție și să mă reîntorc la echipa mea. Asta-i tot. Își desfăcu funia din jurul taliei, se întoarse și începu să meargă către adăpostul podului. Stella se grăbi în urma lui. Simțea că avea nevoie să spună ceva, să facă un efort să îmblânzească cuvintele aspre pe care le rostise mai devreme. Ethan, uite, începu ea. Vrei să mă lași în pace? Izbucni el. Ai dreptate, ok? Sunt egoist și m-a costat mai mult decât îți poți imagina. Plecă furios. Nu părea să mai fie loc de adăugat nimic, de făcut nimic altceva decât de a-l urma pe Ethan pe punte, spre pod. Stella se uită la cerul nopții, care era acum înțesat de fulgi care cădeau, și știu că zăpada proaspătă însemna că erau zero șanse să mai găsească narvalul dimineață. Ar fi fost adânc îngropat până atunci și n-ar avea cum să știe unde să-l caute. Stella știa că Ethan are dreptate. Benny nu ar fi trebuit să ia cu el un obiect atât de special în expediție, dar tot se simțea rău pentru ce i se întâmplase prietenului ei. Și se simțea prost și pentru Ethan. Magicianul deschise ușa punții de comandă și cei trei îi se alăturară lui Benny înăuntru. Se așezase într-un colț și își aranja calm în grămăjoare identice jeleurile verzi dintr-un borcan. Acolo era o timonă din alamă, chiar în centru, care era acoperită de mici fulgi de rugină, iar pe pereți erau hărți aproape complet fărâmițate. Camera mirosea a spațiu închis, umed, dar cel puțin avea 4 pereți și puteau să stea la adăpost peste noapte. Shay deschise fermoarul genții și împărți tuturor pături,
pe care fiecare le luă în liniște. Când Stella tădu să se întoarcă, Shay îi mai întinse ceva. Era o pasăre micuță, făcută din mici pietricele prețioase și mărgeluțe, strălucind în nuanțe de jad și verde. Oh, e o pasăre colibri!" exclamă Stella luându-o de la Shay. De fapt, e un smulgător de vise!" spuse Shay și o lovi ferm odată, pe creștet, iar mica pasăre prinse viață, dând tare din aripi și zburând dintr-un loc în altul rapid, în jurul Stelei. Vorbind încet, așa încât să-l aude doar Stella, spuse: Mă gândeam că te poate ajuta cu coșmarul acela al tău. Stella a avut impulsul să nege, că ar fi avut vreodată vreun coșmar, dar își dădu seama din expresia de pe fața lui Shay că n-ar avea niciun sens. E în regulă, Sparky, spuse el blând. Noaptea e plină de vise bune și rele pentru fiecare dintre noi. Și eu aveam coșmaruri teribile când eram mic, așa că bunica m-a pus să fac asta. Smulgătorilor de vise nu le plac visele bune, sunt prea dulci pentru ei, dar se dau în vânt după coșmaruri. Le înfulecă de cum apar, ceea ce înseamnă că nu mai au nicio șansă să ajungă la tine. Stella se uită la micul smulgător de vise, care dădea din aripi deasupra lui ca o pasăre colibri. Apoi se întoarse spre Shay. Tu ce coșmaruri aveai? Întrebă ea, apoi imediat își dori să n-o fi făcut în cască lui Shay, i s-ar fi părut că e băgăcioasă. Lui Shay nu părea să-i pese însă și spuse: Visam că eram un lup prins într-o capcană. Erau conflicte, vezi tu, între lupii sălbatici și satul în care am crescut eu. Să fii dresor de lupi nu e mare, nu e mereu amuzant. Agață undeva sus, deasupra locului unde dormi, o sfătui el, și așa vei fi protejată. Stella murmură un mulțumesc, apoi îi se alătură lui Benny în colț. Fără să vorbească, băiatul împinse către ea una dintre grămăjoarele de jeleuri și le mâncară în tăcere. Apoi Stella atârnă smulgătorul de vise de cârma din apropiere, înainte de a se întinde lângă prietenul ei. Exploratorii de la ursul polar își traseră peste cap glugile mantiilor, iar căptușala de blană era caldă și confortabilă peste urechile lor. Uitându-se la capul gol blond al lui Ethan, Stella se întrebă dacă el regreta că nu acceptase oferta lui Benny. Dar dacă o făcuse, nu spusese nimic. De fapt, nimeni nu prea avea chef de vorbă. Fusese o zi lungă. Fără să-și mai spună vreun cuvânt, exploratorii se întinseră și adormiră.